tren blocat în pădure, nervi întinși la maximum. Garnitura care a rămas blocată în apropierea capitalei o noapte întreagă s-a defectat din nou în Mehedinți. O întârziere de peste 12 ore, trenul încă stătea pe loc, ne-am plecat, nu știu ce să zic. Atâta ore în tren, cum a fost? Minunat, o experiență foarte frumoasă, doream să mai stăm. Înțeleg. Trenul Irene 1991 trebuia să ajungă în Drobeta Turnu Severin ieri dimineață la ora 6. Garnitura a rămas însă în câmp lângă o pădure la Valea Albă în județul Mehedinți. După orele 18, după ce prima locomotivă s-a defectat, iar cea de-a doua s-a stricat pe parcurs. Părinții revoltați și îngrijorați au venit după ore de așteptare să-și ia copiii din pădure. Aproape 10 minute. Și vreo explicație? Ce? Pe oricine am întrebat, n-au știut să-i dea un răspuns exact. Dădeau vina unii pe alții, cine știe. Și trenul de aici ce s-a întâmplat? Că s-a stricat din nou? Da, a venit o locomotivă de la Drobeta Turnu Severin, au montat-o pe aceea, din ce am înțeles s-a stricat și aia, nu știu, când ne-am plecat el încă era pe loc. Îmi pun o singură întrebare, dacă ar fi fost copilul ministru în această situație, tot la fel ar fi răspuns. De ce îl întreabă pe dânsul și nu întreabă mecanicul? Trist. Cum a ajuns căile ferate române? În starea în care se află. Mulțumim. Luăm copiii prin păduri. Da, exact cum se vede. Recuperăm. Am luat 5 mașini din Turnul Severin. I-am așteptat de azi dimineață de la 6 să ajungă. Este ora 18, cred că și 30 de minute de acum. Și cei din Turnul Severin ne-au spus că nici până la ora 21 nu vin. Celor care plecau la Timișoara, urmau să plece la Timișoara, li s-au rambursat banii. Deci trebuia să-i așteptăm încă 3 ore în gară. Nu știu, nu cred că există ceva de zis în urma acestor evenimente, începând de la incompetența primului, ca să zic așa, care a condus locomotiva băut și a intrat într-un alt tren, terminându-se cu acea locomotivă care a vrut să-i scape după jumătate de zi pe copii. Și în momentul în care au vrut să plece, nu s-a defectat și acea locomotivă. Ca să nu spun că locomotiva care i-a preluat pe primii înainte nu a avut frâne și a mers cu ei fără să aibă, eu știu, siguranță și să fie conștienți că transportă niște oameni și în primul rând trebuie să pună siguranța acestora. Da, sunt epuizat după atâtea ore de stat în tren, n-am reușit nici să dorm din cauza condițiilor. De oferit ni s-a oferit o sticlă cu apă și un corn, dar insuficient dacă mă întrebați pe mine, adică nu putem să stăm atâtea ore în tren fără să mâncăm. Eu, de exemplu, n-am mai mâncat de vreo 26 de ore, deci foarte greu. Cum vezi tot ce s-a întâmplat cu căi? Personal a fost într-un fel o provocare pentru mine, adică nu mi s-a părut foarte greu de să supraviețuiesc în condițiile astea, dar pentru restul, de exemplu, au avut durere de cap, au fost deshidratați și la fel și eu. Noroc că am avut apa aia pe care ne-au oferit-o, căci e drept ne-a dat vreo 4 sticle de apă de fiecare. Cea de-a treia locomotivă, atașată garniturii, a venit de la Craiova. Trenul a pornit spre Timișoara cu puțin înainte de ora 19.